Laura Codruța Cuvei și procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a vizitat Sarmizegetusa Regia miercuri, însă a avut parte de o surpriză neplăcută. În urma furtunii înregistrată duminică seara, ultimii 4 km ai șoselei spre situl UNESCO au fost închiși traficului rutier, astfel că șefa DNA și însoțitorii săi au fost nevoiți să parcurgă distanța pe jos. Laura Codruța Cuvei și a precizat că se afla în timpul liber și nu a dat declarații presei locale convocate de reprezentanți Consiliului Județean Hunedoara la fața locului pentru a se informa despre situația drumului județean spre Sarmizegetusa Regia. Lucrările de reparație au demarat și vor fi finalizate în următoarele zile, susțin reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara. Situația, sigur, dacă e să o recunoaștem așa cu adevărat, este dezastroasă. Dezastroasă din cauza apei care a venit într-o cantitate enormă, chiar putea spune. Al doilea lucru, ați văzut că de pe torenți și de pe o parte și pe alta a plecat și lemnele, pădurea și-a blocat drumul. Și sigur că mai sunt și carențe în ceea ce privește proiectarea de la început, pe care o să le discutăm cu proiectantul, cu constructorul, cu dirigintele de șantier separat, fiecare să-și asume responsabilitate pentru ce a făcut, dar nu putem sta cu mâinile încrucișate, așa cum spun unii ziariști că administrația incompetentă a județului. Iată că de câteva zile, în două zile, s-a făcut lucruri extraordinare. Și sperăm că încă în maxim două zile să fie în stare de funcționare, așa cum este, semnalizată corespunzător din punct de vedere rutier unei zone afectate, să mergem doar pe o singură bandă și să nu obstrucționăm, mai ales acum în preajma sărbătorilor, să nu obstrucționăm pe turiști să poată vizita acest monument deosebit al județului Hunedoara. Nistor susține că proiectul a început cu stângul încă de la început, iar vinovații pentru starea dezastruoasă în care a ajuns drumul județean la doar 3 luni de la inaugurare trebuie să plătească. Eu vă pot spune din experiența pe care o am și după ce am mai discutat și cu alți specialiști că de la început s-a pornit prost cu proiectul, de la început, și care au pornit prost, cred că ar trebui și trebuie să dea și socoteală că nu se poate să facem numai lucrări proaste în România. Trebuie să ne obișnuim că dacă facem lucrări, să le facem lucrări durabile, de calitate, și am susținut, vă spun și asta cu toată seriozitatea, am susținut și în Parlamentul României ca primul lucru în câștigarea licitației să nu fie prețul cel mai mic. Asta este cea mai mare prostie posibilă, că vin cu prețuri de astea, ați văzut, v-am dat și cazul ăsta, câștigă la 50 și ceva la sută din valoarea proiectului și atunci cum vrei să faci și calitatea? În ciuda stării deplorabile în care se află drumul, turiștii nu s-au lăsat pe gubași și au venit la Sarmizegetusa Regia. Am avut niște prieteni care au urcat luni, au fost cazați cu noi și ne-am încumetat să venim. Am văzut pe net, da. Am văzut pe net. Oricum vine. De fiecare dată când am venit aici, bă, era în construcție ceva, bă, era un drum blocat, tot am venit. A știu că nu se poate urca. Nu, am aflat acum, aici. Și cum a fost drumul? Plăcut. Da, plăcut. E răcoare, este umbră, a fost ok. De unde? Pont. Prahova. Din Prahova. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara, drumul va redeveni funcțional în câteva zile, urmând să se stabilească cine va suporta reparațiile șoselei după ce proiectul și execuția sa vor fi expertizate.